Modernizarea drumurilor din județul Mehedinți continuă. Astăzi, prin implicarea și eforturile depuse de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu și ale administrației locale, s-a turnat primul strat de asfalt pe DJ563A în localitatea Vlădaia, mai exact pe drumul ce asigură accesul locuitorilor satului Ștircovița către centrul comunei. Miros de asfalt proaspăt în localitatea Vlădaia, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul comunei Viorel Spuză, au depus toate eforturile ca locuitorii din zonă să beneficieze de cele mai bune condiții de trafic rutier. Este vorba despre drumul DJ563A ce traversează întreaga comună. Iată că a venit momentul ca printr-o finanțare a Consiliului Județean și într-o strânsă colaborare cu primarul comunei Vlădaia, Viorel Spuză, se realizează această investiție, se asfaltează 3 km și 100 de metri de drum, l-am clasat ca drum județean, vom avea accese betonate la toate proprietățile, rigolă betonată, totul va fi la standarde, așa cum i-am obișnuit pe oameni că facem pe drumurile județene. Acest drum va asigura accesul locuitorilor satului Ștircovița către centrul de comună, către Vlădaia, lucru care mi se pare normal. Primarul comunei Vlădaia, Viorel Spuză, este mulțumit de faptul că, într-un timp foarte scurt, președintele Consiliului Județean Mehedinți a reușit să demareze această investiție locuitorii acestei comune, urmând să beneficieze de acum înainte de asfalt. Vreau în primul rând să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, care într-o perioadă și într-un timp foarte scurt s-a ținut de cuvânt și am reușit să facem acest drum, care era un drum de interes local, 30 de ani, că toată lumea a declasificat drumul ăsta, iar dânsul a reușit într-un timp foarte scurt să-l facem un drum județean. Și după cum vedeți și dumneavoastră, firma constructoare s-a ținut de cuvânt, deci oameni foarte serioși. Pe această cale țin să mulțumesc și firmii care a câștigat licitația, pentru că în termen foarte scurt, uitați-vă că a reușit să turnăm primul strat de asfalt. Ce să vă mai spun, că acești locuitori ai localității Ștircovița erau izolați de lume, nu mai puteau nici copiii să mai vină acasă, deoarece populația este foarte îmbătrânită. Deci încă o dată mulțumim din tot sufletul domn președinte, pentru că s-a ținut de cuvânt și lumea a uitat și dumneavoastră că este foarte bucuros. Gropile, noroiul și praful din această zonă vor rămâne doar o amintire. Pentru cetățenii de aici, asfaltarea acestui drum este un vis devenit realitate. Aici era numai grot, nu puteai să te mergi deloc de aici tot. De acum am trăit să văd eu treaba asta. Ce culoați până acum? Greu, cu mașina măcar, cum este joasă, praf? Probleme. Praf, nu vă spun. Mai ales că stăteam aici la drum și tot praful venea la noi. Cum e cu asfalt? Excelent, excelent. Ne-ați scos și pe noi din necazurile care le-am avut. Ideea, îi spunea domnul președinte, dar s-a făcut multe județul ăsta. Eu știu numai ce era între Bălăcița și Oprișor. Era crimă ce era cu drumul ăla. La urmă am făcut de la Coarnuțel Valea Anilor și peste tot. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, întrucât Mehedințiul este un șantier în lucru. Președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, a acordat o atenție sporită investițiilor de modernizare a infrastructurii rutiere, astfel încât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune condiții de trafic.